Pe timpul zilei sunt marinet. O fată obișnuită, o viață obișnuită. Dar e ceva legat de mine ce încă nu știe nimeni. Fiindcă am un secret. Miraculos, cel mai frumos, te va scăpa când ai de greu. Miraculos, cel norocos, dragostea învinge mereu. Miraculos. Miraculos, episodul 3, plagiatorul. Atunci ce-i spune să-l inviți la film? Da, Tiki, îți poți imagina o astfel de conversație? Bună, Adrian! Exact, mereu mi se întâmplă. De câte ori îl văd devin moale și simt că leșin. Deci, practic, singura șansă de a avea o conversație normală cu el e să fie legată la ochi. Cam așa. Există o soluție foarte simplă, Marinette. Se numește telefon mobil, îți trebuie numărul lui. Știu cine are numărul lui Adrian. Ce frumos arată. Cu siguranță te-ai depășit, Teo. Plăcerea a fost de partea mea și de-abia aștept să o cunosc pe Buburuza. Sper că îmi va semna poza folosită drept inspirație pentru statuie. Oh, mai e puțin. Buburuza și Motan Noir ar trebui să sosească deja. Uite, știm că stai prost cu improvizația, așa că nu te abate de la scenariu. Toți profii îmi spun că par falsă când citesc. Atunci memorează-l. E foarte simplu. Hai că poți, doar să nu improvizezi. Bine? Las-o baltă, n-o să meargă niciodată! Prea târziu, e pe fir! Asta e căsuța vocală lui Adrian, lăsați un mesaj! A răspuns căsuța vocală! Lasă un mesaj, nu improviza! Bună! Căsuța vocală a lui Adrian! Marinette, și am un mesaj pentru tine, logic, fiindcă este telefonul tău, deci... Sună-mă, pa, pe curând! Ce? Ce-ar fi trebuit să-i zic? Hei, frumușelule, sunt eu, Marinette. Aș vrea să te invit să vedem un film, dar sunt atât de îndrăgostită de tine încât singurul mod de a vorbi cu tine fără a-mi da petec este dacă te sun. Destul de ridicol, așa-i? Dacă doriți să reascultați mesajul, apăsați 1. Dacă doriți să ștergeți, apăsați 2. Apasă pe 2! Apasă pe 2! Mesaj salvat! La revedere! Nu-i chiar atât de rău pe cât crezi? Bine, e rău, dar oricum trebuia să-i spui odată și odată, într-un fel sau altul. Gândește-te la partea bună, nu mai ai secrete. Căsuța vocală ne-a registrat toată conversația. Mare lucru! I-am spus, frumușelule, nu trebuie să audă acel mesaj, Alia. Dacă-l aude, o să mor de rușine. Bine, bine, am o idee. Dacă mesajul a intrat în căsuța vocală, înseamnă că e ocupat. Ceea ce înseamnă că îl poți șterge înainte să-l audă. Mă întreb unde ar putea fi. Bineînțeles, are cursuri de scrimă după ore. De asta n-a răspuns. Iese de acolo în exact 22 de minute. Știi că ești dusă cu Pluta, nu-i așa? Aveți un mesaj vocal nou. Am nevoie să beau apă, vin imediat. Plag, lacomule. Aveți un mesaj vocal nou. Te rog, dă-te să-mi verific telefonul. Nu cunosc numărul ăsta. Oh, nu, acum suntem în întârziere. E timpul să ne transformăm, Plag. Hei, hei, toată lumea. Astăzi dezvelesc sculpturile Buburuzei și ale Motanului Noir. Am uitat de asta. Și eu. Mie nu mi-ai spus că te duci la eveniment. Nu mă duc, adică mă duc, adică am uitat. Auzi, în legătură cu mobilul lui Adrian, ce-ar fi să mergem după? Dacă așteptăm până după ceremonia, antrenamentul lui Adrian se va termina și o să asculte mesajul. Of, trebuie să scriu despre eveniment pe blogul ei. Îmi pare rău, Marinette. Stai liniștită, mă descurc. Cred. Ești sigură? Da, da, sunt sigură. Bine, succes și să nu intri în bucluc. Și nu improviza. Nu trebuia să fie și Buburuza la dezvelire? Da, dar întâi Marinette trebuie să se ducă la școală. Dar este o ceremonie în onoarea ta. Și tocmai onoarea mea e în joc acum. Mă strecor și șterg repede mesajul. Ajungem repede înapoi la ceremonie. Scuze-mă, Motan Noir, dar Buburuza nu e aici. Nu-ți face griji pentru Buburuza, sunt sigur că va ajunge imediat. Mă descurc eu singur momentan. Oricum eu sunt șeful de regulă, să știi. Doar că voiam să o rog să-mi dea un autograf pe poza asta. E uimitoare.
E atât de curajoasă și deșteaptă și îi salvează întotdeauna pe toți. Poate ar trebui să începem ceremonia? Poate o duce aici mai repede? Vă rog, încă un minut, domnule primar. O să vină, știu, simt asta. Acolo! Oh, vai! Care e a lui? Dacă-l sun, îți dai seama unde-i telefonul. Bravo, Tiki! E normal ca Parisul să imagineze pe cei care ne protejează de rău. Buburuza și Motan Noir! Hei, am o mega informație pentru tine! Gândește-te aproape de mine! L-am găsit! Da, e blocat! Ta-da! Statuile astea sunt uimitoare! Ai greșit totuși ceva. De fapt, sunt mai înalt decât Buburuza. Buburuza n-a venit azi. Voiam doar să îmi exprim adorația pentru ea. Să-i spun că am pus tot ce aveam în statuia ei. Sunt sigur că dacă și-ar face puțin timp să mă cunoască, ar vedea câte avem în comun. Devotamentul pentru pasiunile noastre. Nu vreau să te dezamăgesc, dar să știi, Buburuza și cu mine avem o chestie, știi tu. Serios? Da, uite așa suntem. Oare ce-o vedea Buburuza la el? Gata, telefonul! Dar încă n-am șters mesajul! Nu mai avem timp, ci chiar trebuie să ajungem la ceremonia aia, haide! A fost extenuant! O chestie, ha? Tu nici nu iei dragostea în serios. Auzi la el, o chestie. Tu nici n-o meriți. Eu da. Dezamăgit de Buburuză și gelos pe Motan Noir. Formula perfectă pentru dezastru. Zboară, micul meu demon acum și posedă-l. Bună, plagiatorule! Sunt Hawkmoth. Odată ce te descotorosești de Motan Noir, îi poți lua locul și Buburuza va fi a ta pentru totdeauna. Gândul ăsta mă face să torc! Unde este? De ce te uiți la mine? Nu l-am mâncat? Pe cuvânt! Cum faci să asculți mesajele de pe tele... Acasă? E Adrian, își caută telefonul! Dacă dă de urma lui, o să-și dea seama că eu l-am luat și o să fiu arestată pentru furt calificat. O să-mi petrec restul vieții în închisoare și nu o să mai merg niciodată la film cu Adrian. Oh, Marinette, ce trebuie să-ți vrei prioritățile în ordine? Da, știu. Uneori mi-e imposibil să găsesc un echilibru între a fi Marinette și Buburuza. Asta e căsuța vocală lui Adrian. Lăsați un mesaj. Cred că e încă în sala de sport. Ignorați-mă, vreau doar să fur tabloul ăsta. Continuați-vă treburile. Trebuie să filmez asta. Acum știrea e șoc. A avut loc un furt spectaculos la Muzeul Louvre. Filmările unui amator ne arată că hoțul e nimeni altul decât faimosul erou Motan Noir. Tablou este mieunatul sublim. Mieunatul sublim? Nu doar că pisica asta e un fals, e un fals îngrozitor. Mersi, Gigi, și acum vremea. Normal că Adrian are un smartphone high-tech de ultimă generație. Nici nu-mi dau seama cum se deschide. Poate e reușit dacă ți-ai scoate mănușile astea ridicole. Și să risc să las amprente? Nici gând. Ai rezolvat? Aproape. N-am șters încă mesajul, dar mai am puțin și reușesc. Nu! I-ai furat telefonul? Da, nu.
Adică, am de gând să îl înapoiez. De fapt, unde ești? M-ai putea ajuta? Nu am cum. Sunt la Louvre. Aștept detalii în plus despre furtul lui Motan Noir. Poftim? Cineva l-a jefuit pe Motan Noir? Nu, scumpo. N-ai auzit? Motan Noir a furat tabloul Mona Lisa. În plină zi. Sigur o să apară și Buburuza și nu vreau să ratez asta. Stai calmă și ajung mai târziu. Bine. Motan Noir are multe defecte, dar nu e hoț. E timpul să mă transform. Tiki, transformarea! Ușurel, băieți, țintiți spre pisica greșită. Hoțul ăla e un impostor. Eu sunt adevăratul Motan Noir. Vreau să verific camerele unde a avut loc furtul. Am un nas fiind când vine vorba de indicii, știi tu, instinctul de felină. Desigur, vino cu mine. Mulțumesc pentru ajutor. Eu sunt adevăratul Motan Noir, sunt mult mai grozav decât falsul ăla. Pisicuța e după gratii, repet, pisicuța e după gratii. Domnule primar, e ridicol. Sunt sigură că există o explicație logică. Pisicuța e după gratii, Buburuzo. Dar nu credeți că îl veți ține acolo? Stai, stai, se ocupă experții de asta, Buburuzo, avem totul sub control. Mulțumesc pentru ospitalitatea voastră, dar trebuie să plec. Așa că vă mai repet o dată. Aveți pisica greșită. Motan Noir, ai evadat. Ei, dacă e așa de nevinovat, de ce fuge de noi? Păi tu n-ai fugit dacă ai fi închis fără motiv? Am nevoie de întăriri? Repet, vreau întăriri. Suntem pe urmele suspectului. Motan Noir, ce se întâmplă? Știi că sunt nevinovat. Nu-i așa, Bugabu? Termină cu joaca și nu mai spune Bugabu, ai probleme mari. O să găsesc adevăratul vinovat și o să-mi salvez codița. Vorbim mai încolo. Tu nu te duci după el? Las că se ocupă experții. După părerea mea, aș zice că hoțul a fost acumatizat. De asta mi-am dat și eu seama. Vezi băzul ăsta de acadea? Sculptorul. Cum de nu mi-am dat seama câtă gelozie există? La tine sau la el? Ha-ha, glumețule. Te-am prins, plagiatorule? Ia! Motan Noir, unde ești? I-am găsit vizuina. A cui? A sosiei mele. Nu te înțeleg. Dacă ai fi venit în dimineața asta, ai ști despre ce vorbesc. Păi, spune-mi unde ești. Nu, asta e între mine și el. Eu m-am băgat în încurcătura asta, tot eu o să găsesc o soluție. Motan? Motan? Pisicuța e prinsă? Iar a felinei! Nu înțeleg ce vede la tine, Buburuza. Un naiv care a căzut așa ușor în capcana mea. Asta cauți? La care să răspund? La al meu sau la al meu? Buburuzo, grăbește-te! Am prins impostorul, e la atelierul lui Theo Barbo. Ajung în 30 de secunde. Nu veni aici, Buburuzo, e o capcană. Prea târziu, Motanule, Buburuza o să vină. Exact cum am plănuit. N-o s-o păcălești, mă știe prea bine. Și eu te cunosc bine.
Și de acum încolo mă va iubi pe mine, nu pe tine! Să mă iubească? Așa e, mă iubește! De asta își va da seama de adevărata ta identitate. Plagiatorule, nu mai pierde timpul și dă miraculosul lui Motan Noir. Ai ajuns! Motan Noir, chiar că arată ca tine. Asta pentru că eu sunt eu. Unde-i demonul acum? În inelul lui, normal. Ia. Buburuza face totul în locul nostru. Ce ironie dulce. Are chiar și aceleași puteri ca și tine. De-a dreptul uimitor, nu-i așa? Dacă nu crezi că eu sunt adevăratul Motan Noir, întreabă-l despre iubirea care ne leagă. Te-am mințit eu vreodată, Bugaboo? Sper că nu i-ai spus despre noi doi. Cum? Că suntem și tu? Că avem o promisiune secretă? Da, bineînțeles. N-am făcut nicio promisiune, plagiatorule. Te iubesc, Buburuzo. Sunt mult mai bun decât motanul ăsta maidanez. Scuze, dar mincinoșii nu-mi plac. M-a enervat Motan Noir, însă nu m-a mințit niciodată. Mulțumesc pentru compliment, cred. Ia-l acum, ia-i miraculosul. Dacă eu nu te pot avea, atunci nimeni nu te va avea. Chiar felinei. Să-i punem capăt. Talisman! O lingură? Ce ar trebui să fac cu asta? Excelent lucrat, domniță! Unde-i demonul acum? Poza din buzunar, grăbește-te, te rog! O să te transform înapoi înaintea mea! E destul de bun. Nu pune stare pe rană. Ți-am spus că sunt mai bun ca el. Dar eu sunt mai bună decât amândoi. Hei, eu sunt! Minte, eu sunt cel adevărat! Acum mă enervați amândoi la culme! Arătați-mi inelele! Câte liniuțe mai aveți? Motan Noir, atac cu ghiare! Cu plăcere! Îmi plac bătăile între mâțe! E timpul să pescuim un acum! Ți-ai terminat treaba aici, micule, acum? Să te deposedăm! Te-am prins! Pa, pa, micule fluturaș! Buburuza miraculoasă! Bravo! Mă bucur că ți-ai dat seama care dintre noi era cel adevărat. Când mi-am dat seama care Motan e cu adevărat îndrăgostit de mine, a fost o nimica toată. Ajută-l să se ridice. Tocmai a fost pulberată speranța. Și a mea la fel. Ce caut aici? Buburuzo? Scuze că n-am putut veni azi dimineață, Teo.
Poți să-mi dai un autograf? Bineînțeles! Chiar ai talent, să știi. Ai reușit să-mi transpui esența în statuia făcută. Mulțumesc, Buburuzo. Și nu-ți fă probleme. Știu totul despre tine și Motan Noir. E în regulă. Ha? Nu l-am găsit. Dacă doriți să vă reascultați mesajul, apăsați 1. Dacă doriți să-l ștergeți, apăsați 2. Mm-hmm. Mesajul a fost șters. Știu, o să-i spun că i-am găsit telefonul. E o modalitate bună de a începe conversație, nu-i așa? Apoi îl invit la un film. Așa te vreau. Poate l-ai scăpat pe undeva? Păi dacă l-am scăpat, atunci cine l-a luat din vestiarul băieților? Mi-am verificat căsuța vocală exact în timpul orei de scrimă. Ce-a fost asta? Deja m-am uitat de 1000 de ori înăuntru. Relaxează-te puțin! Hei, știu! Hai să mergem la un film de seară! Salut, băieți! Pot să vii să alături niște prieteni? Bineînțeles! Au dublat actorii Valeria Stoian, Cristi Niculescu, Alexandra Badea, Ionuț Grama, Alina Teianu, Raul Stănulescu, Lucian Ionescu, Tamara Roman, Silvian Vâlcu, Anca Iliese, Emma Nicolae, Călina Epuran, Grațiela Ene. Dublajul a fost realizat în studiourile Ager Film. Rămâneți cu noi! După pauză urmează...